Bună ziua, doamne, domnule, și Cristos Anderson. Așa deschisă ședința noastră extraordinară din data de 9 iunie 2016. Cred că toată lumea cunoaște proiectul ordinele de convocare. Și dau citire, totuși, acestui proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unei sume fiecărui veteran de război cu domiciliu în Unirea și Prodești cu ocazia Zilei Eroilor din anul 2016. Inițiator, Natul Nicolae, consilier local, cu atribuții de viceprimar. Sunt observații la ordinea de zi? Supunem la vot atunci. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține, nu sunt. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal al ședinței anterioare. Nu sunt. Da? Dacă nu sunt, supun la vot. Le-ai pus pe mic până și... Este. După ce am votat. Așa. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O să dau cuvântul domnului Natiu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă propun de acum în următoarea ședință, ca cum s-a văzut, trebuie făcut o rectificare de buget în sprijinul unui proiect inițiat de către domnul consilier Marti Ștefan de a premia elevii ce au obținut rezultate la olimpiadele cu specific tehnic, pentru că la gala care am avut-o ieri, gala învățământului, nefiind făcută rectificarea de buget, nu am putut să dispunem de bani ca să-i primim și pe acei copii și nu cred că este corect așa. Eu spun că trebuie inițiativa dânsului să materializată, să meargă până la capăt și vă și invit pe consilierii care vor fi în mandatul următor să primim împreună pe acei copii, că n-a dus o bani de acasă și nici dumneavoastră trebuie împreună să facem lucrurile acestea. Vă mulțumesc! Mulțumim. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Domnul consilier, potrivit legii 20.15/2001 privind administrația publică locală, Consiliul Local are inițiativă și locuiește în Consiliul Legii în toate problemele de interes local. În spiritul tradiției europene, în România, Zilele Eroilor s-a oferit prin lege statutul de sărbătoare națională și s-a stabilit a fi sărbătorit în cea de-a 40-a zi de la Sfintele Paști, ziua înălțării, potrivit tradiției românești. Acest eveniment marchează în fiecare an ziua când sunt comemorați cei căzuți în războaie, martiri conflagrații mondiale, dar și cei morți în războiul de independență. Cinstirea memoriei celor care s-au jertfit pentru România, protejarea mormintelor eroilor români, sunt datorii sacre ale statului și ale fiecărui cetățean. În semn de recunoaștere a meritelor, veteranilor de război și cea de luptă pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României, precum și în contextul situației sociale actuale, propunem acordarea unei indemnizații de 500 de lei veteranilor de război pentru micile muncii giurnești și 250 de lei fiecare vânzare de veteran de război cu domiciliul la muncii și ocazia Zilei Eroilor în anul 2016. Față de cele menționate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Raport. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere că la nivelul municipiului Ionești există veteran de război și văduve de veteran de război și faptul că una din prioritățile administrației publice locale este și recunoștința față de persoanele domiciliate din municipiul Ionești care și-au sacrificat viața pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale
și a intereselor României în conformitate cu prevederile legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale actualizată, prevederile articolului 36 alinia 6 litera a punctul 2 din legea numărul 215 din 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată, acordarea unui sprijin financiar în sumă de 500 lei pentru veteranii de război și 250 lei pentru vădvele de război. Veteranilor de război cu domiciliul în Onești, sume ce vor fi acordate din bugetul local al municipiului pe anul 2016 de la capitolul 51.020 autorități publice. Față de cele prezentate, vă rog să analizați proiectele hotărâre și să decideți. Mulțumesc. Comisia de specialitate, ați luat în discuție? Nu am luat în discuție, acest fiind ședință extraordinară, dar nu cred că pot fi probleme vis-a-vis de un asemenea proiect. Dacă sunt dispuși pe imaginea proiectului. Ați spus că vreți să premiați elei, pe care vreau să vă întreb dacă pentru bani, suma asta de bani există rectificare de buget sau au fost prinși inițial, pentru că e un proiect care a apărut nou și, în mod normal, trebuia să fie rectificare de buget ca să putem da banii aia. Trebuie să fie altă... Aia nu înțeleg. Referiți la premiere? Nu, la banii pe care... la proiectul de astăzi. La proiectul de astăzi? Da. De la proiectul de astăzi, da, sunt bani în buget. Păi de unde știați dumneavoastră dacă nu a existat proiectul la acum? Din capitolul de la... Am crezut că trebuia făcut și pentru acest proiect rectificare de buget, ce era normal să facem pentru tot. Nu, tocmai asta. Am înțeles. Bine, mulțumesc frumos. Mai sunt observații? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul președinte, dați-mi și mie câteva cuvinte să adresez domnilor, felicit pe învingători, îi felicit și pe învinși, este clar, vă băgați să vă întreacă, lupta s-a terminat, dați-vă mâna și faceți ceva pentru orașul Onești. Dacă nu veți face lucrul ăsta, înseamnă că ați meritat votul orașul. Vă mulțumesc. Succes în viață! Acesta e clar, nu știu, să știu, nu 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 știu, nu